Stai, lasă să-ți răspund. Deci, stați, iată, ca să... Deci, eu am pus concluzii de... Știu, mulțumesc. Am pus concluzii de ministru al justiției, am plecat de la 132 din Constituție, 54-52 din legea 303, evaluăm, știți cum e? Când evaluezi acte și fapte, nu faci știință, că eu nu am venit la un colegiu, la o conferință cu dânsul. Am venit să-i arăt cu tare lucru. Dom'le, la DNA, erai general, probabil că mai veneai și prin țară, erai general. Ai văzut că DNA-ul a generat 3 conflicte juridice de natură constituțională. Ce ai făcut? Te-ai dus la DNA să-i întrebă, fraților, trebuie să respectați și voi Constituția? Nu. A ieșit public și a zis, DNA-ul o unitate de elită, unde și așa mai departe. Eu asta i-am reproșat. Când vezi că o unitate subordonată, din, mă rog, partea Ministerului Public, a luat-o greșit, un conflict, două conflicte, trei conflicte, trebuie să le spui ceva, băi, faceți ceva, respectați, să nu mai intrați în conflict. Spunea că noi avem o justiție de secolul 21 și parchetul general mai avea un pic și ajungea în secolul 22. Dar eu l-am întrebat, ce îi spui românului? Probabil ați auzit. Ce îi spui așa, simplu, românește, să înțeleagă fiecare? Unui om care a stat un an, doi ani, trei ani în pușcărie, după care spui, ne pare rău. Dar procurorul l-a trimis la pușcărie? Stați un pic. Că procurorul a condamnat oameni nevinovați. Asta a spus în CSM. Stați un pic, înseamnă că săriți peste o etapă. Păi sigur că... Nu. A zis că vă înscrieți la drept. Felicitări, am auzit. Deci, ca să te condamne un judecător, ai o situație premiză a cercetării, urmăririi penale și trimiterii în judecată de un procuror. În materie penală, judecătorul judecă numai pe baza a ceea ce îi trimite procurorul. Eu asta am întrebat. Dacă faci urmărire penală cu garanții procesuale, procedurale, cu Constituție, ai probe, mijloace de probă, legal constituite, legal administrate. De ce nu ți-ai dat seama că omul ăla care îl trimiți în judecată e nevinovat? De ce s-a întors împotriva acelui magistrat care atunci... a luat o decizie greșită? Domnule, păi uitați-vă la răspunderea magistraților, vedeți ce am propus eu ca ministru al justiției și aflați răspunsul. Ați respectat în această procedură toată legea? Ați fost acuzat că procedura e nelegală? Mâine, la Curtea de Apel al Băilea, da. Va merge cineva să reprezinte argumentele dumneavoastră. Având în vedere discuțiile pe temeiul legal pe care a fost bazat acest raport, ce credeți că se va întâmpla mâine și dacă veți merge dumneavoastră sau altceva? N-am cum să merg eu. Avem o direcție de avizări, acte normative. Colegii mei sunt specialiști, au elaborat întâmpinarea aia pe mai mult de 10 pagini, am discutat-o, am citit-o împreună. Eu nu pot să mă duc pe la instanție să apăr acum ministerul. Sunteți acuzat că vedeți conspirații peste tot, inclusiv în faptul că procesul este la Curtea de Apel. Și că sunteți prelungirea declarațiilor publice plină de detractări împotriva Ministerului Public. E regula aia generală și bănui coștiți. Cine face o afirmație, e dator să o și justifice. Ați zis la un moment dat că acest azil conservativ nu ar putea să existe. Nu, aia e bine. Și eu, când a spus Codruț Olaru, șeful secției, că dăm un aviz conform. Eu îl respect pe Olaru și el știe... Stai să termin răspunsul. Eu îl respect pe Olaru și el știe că îl respect. Nu știu dacă a zis-o, i-a scăpat avizul conform sau... Sigur că e consultativ. Și în replică și pe același ton i-am zis și eu că ar trebui să... Dar ce nu vă duceți la cum ziceți în Statele Unite procurorul general a fost demis pe loc sau în Germania? La noi tragem proceduri cu tare, o ținem, spunem că, mă rog, nu există nimic, dar întrebați oamenii dacă nu există. Relaxarea dumneavoastră se datorează faptului că nu veți fi remaniat? Eu am fost în ședință. Mă voi duce la minister, voi vedea dacă sunt că remaniabil, am lămurit-o, oricine e remaniabil, voi vedea dacă s-a terminat, chiar nu știu în clipa asta dacă s-a terminat CEX-ul sau nu, voi vedea care e soluția,
Până când apare monitor oficial al ministru, am strâng bagajele, îl aștept, predau și la revedere. Numai că la Iași sunt profesori care vă contestă și care cer revocarea dumneavoastră din funcția de rector. Noi suntem la Ministerul Justiției și v-am răspuns în calitate de ministru al Justiției. De la membrii CSM, cei tineri au un draft pentru aviz negativ. Ce informații aveți vis-a-vis de acest? Ei, ca și voi, nu le divulg. La revedere, toate bune. Gata. Vis-a-vis de secția de procuror la Ilia, secretarea magistraților. Ministrul de Justiție, Tudorel Toader, într-o declarație de presă, domnia sa și de la CSM, acolo, procurorul general Augustin Lazar, spune lucruri, domnule, că vrea să mă destituie domnul Toader pentru că am instrumentat, sau mă rog, am dat drumul la instrumentarea dosarului cu privire la evenimentele din 10 august, adică la violențele din 10 august. Tudorel Toader a ieșit și oarecum ciudat a reușit să vorbească ca un moldovean neoș, ce e otiaș evident, adică lasă voi să zic eu, că bă, acum să mă întreb tu altceva, dar zic eu ce vreau. Suntem într-o zi, doamnelor și domnilor, extrem de interesant, în care politica arde și țara suferă în continuare. Și o să vedeți de ce ceva mai târziu. Evident că atenția este îndreptată către cexul PSD. Liviu Dragnea, Ot Teleorman, a hotărât el netam nesam să facă lucruri, să excludă din partid niște oameni și în al doilea rând să remanieze performantul, nu-i așa, cu ghilimelele de rigoare, guvern Viorica Vaspica Dăncilă. Până la excludere însă, Gabriela Firea, probabil unul dintre liderii dizidenților din PSD, a luat hotărârea să-și dea demisia. Și alături de ea și surpriză ministrul apărării Mihai Fifor. Atenție, însă vin zvonuri interesante din acest cex. Cuțitele sunt pe masă, petardele sunt și ele acolo. Să vedem însă momentul în care Gabriela Firea și Fifor ne-au anunțat că demisionează. Am depus această demisie din funcția de președinte PSD București ca formă de protest pentru că s-au blocat alegerile 2 ani de zile. Am rugat-o și pe doamna prim-ministru și pe domnul președinte Dragnea să fie de acord să-mi depun mandatul și să pot să merg la partid. Am considerat că pot să merg lângă echipă la partid, să încercăm să pregătim cei 2 ani foarte grei care urmează. Șoc și groază care rimează cu urmează a domnului Fifor. Diana Bone este la Parlament și ne spune ce se întâmplă în spatele ușilor închise de la CEX, doar pe stursă, evident. Bun găsit, Diana! Bun găsit, iată că această ședință a socialdemocraților a început în urmă cu aproximativ o oră și jumătate. Au existat, de altfel, și o serie de discuții informale înainte de CEX, firește, în biroul liderului PSD, Liviu Dragnea. De altfel, avem informații că vor exista o serie de schimbări în ceea ce privește executivul Vioricăi Dăncilă. Așadar, Ilan Laufer, cel care a fost ministru al afacerilor în guvernul Grindeanu, cel mai probabil va prelua Ministerul Dezvoltării în locul lui Paul Stănescu. Știm că această schimbare este una strategică, pentru că Paul Stănescu este unul dintre oponenții lui Liviu Dragnea. În ceea ce o privește pe Lia Olguța Vasilescu, iată că aceasta va pleca de la Ministerul Muncii, iar locul său în viitorul cabinet va fi la șefia Ministerului Transportului. În ceea ce privește Ministerul Muncii, locul Liei Olguța Vasilescu va fi luat de Marius Budăi, deputatul PSD Marius Budăi, iar în ceea ce privește Ministerul Apărării, iată că după demisia lui Mihai Fifor, Grigore Gabriel Leș va fi cel care va prelua acest minister. De asemenea, știm cu certitudine că Ministrul Justiției Tudorel Toader nu va fi schimbat. Vor exista însă schimbări în ceea ce privește Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Culturii. Asta pentru că știm că George Ivașcu a fost îndelung criticat în acest cabinet. De altfel, în ședința de astăzi a CEX-ului se va discuta și despre susținerea politică a Gabrielei Firea. Știm că va exista un vot în ceea ce privește această susținere, iar în cazul în care vor exista foarte multe voturi împotriva sa, va fi înlăturată din funcția de președinte al PSD Ilfov, PSD București, dar și vicepreședinte al partidului. Există informații certe și cu privire la faptul că înainte de această ședință a CEX-ului au existat
existat o serie de întâlniri între puciștii din Partidul Social Democrat. La aceste întâlniri s-a stabilit că vor fi contactați telefonic o serie de parlamentari, între 30 și 40 de parlamentari, și li se va propune, ca în semn de protest față de felul în care conduce Liviu Dragnea partidul, să își dea demisia. De altfel, ne amintim că au existat o serie de demisii, 3 la număr, și după ce în cexul anterior au fost excluși din partid Marian Neacșu, dar și Adrian Țuțuianu, o discuție care a avut în această dimineață loc în biroul lui Adrian Țuțuianu, la care au participat foarte multe persoane care s-au arătat vădit împotriva lui Liviu Dragnea în ultima perioadă. Mulțumesc, da, s-au arătat vădit împotriva lui Liviu Dragnea în spatele ușilor închise. Cei care nu au tăcut și au mișcat în front au parte de un val de excluderi. Unii au venit cumva în întâmpinare și au dat demisia. Este cazul Gabrielei Firea, dar și a domnului Fifor. Mare, mare surpriză. Se vorbește pe surse, pentru că ele sursele fac toți banii, nu e așa? Că se discută extrem de aprins acum în cex. Vreo 30 de demisii ar sta cumva aproape să fie depuse pe biroul lui Liviu Dragnea, croitorașul cel viteaz, care astăzi 7 dintr-o lovitură va schimba în performantul, spuneam, guvern Viorica Vasilica Dăncilă. Mulți invitați aici în studio, să încerc să vorbesc mai puțin, nu-mi va ieși. Salisa Androni, comentator politic, bun găsit. Bună ziua, Ioana mulțumesc. Constantin, secretar general adjunct al PMP. Îl salutăm pe liberalul Cristian Băcanu, avocat, bun găsit. Tudor Ionescu de la ALDE, bun găsit. Tudor Ionescu. Nu în cele din urmă, avocatul Andrei Necea, bun găsit, domnule Necea. Haideți să dăm drumul la comentarii. Vin tot felul de știri contradictorii din tabăra PSD-ului și este clar că trebuie să ne intereseze, pentru că Liviu Dragnea acum joacă una dintre bătăliile importante. O bătălie merită să arate că el în continuare conduce cu mână de fier partidul. În schimb însă, puciștii, dizidenții, sau cum vreți dumneavoastră să le spuneți, iată, sunt persoane extrem de importante care controlează județe importante și care controlează Bucureștiul și Ilfov. Vorbesc de Gabriela Firea. Ioana Constantin. Este de partidul de baroni, nu? Că asta vedem noi acum, o reglare de conturi între baroni. Am ajuns la momentul în care prea puțin contează ce se întâmplă cu țara, contează, înțelegem noi aici, ce se întâmplă cu partidul. Și cu partidul stat. Problema e că nu mai putem în secunda asta să mai despărțim partidul stat de țara aceasta și de instituțiile ei cele mai importante. Pentru că atât de mult au căpușat toate instituțiile, tot ce vine în jurul instituțiilor, da? Regii, de concentrate și așa mai departe, încât PSD e în toate momentul ăsta. E foarte grav ce se întâmplă. Dar aceste demisii sunt semnul că mulți dintre PSD-iști nu vor să fie tranșați acolo pe masa cexului și preferă să plece dinainte. E și asta o formă de șantaj care arată că puterea lui Liviu Dragnea începe să se diminueze în interiorul partidului. Domnul Dragnea își amintește astăzi probabil că și ceilalți sunt baroni și că este într-un partid de baroni. Bă, dar el a provenit de rândul baronilor. Evident. A fost șef la Teleorman, la Consiliul Județean, a purtat eticheta aceasta de baron, marchiz, conte, viconte și ce mai e, duce. Și mai apoi, ce? A devenit ușor ce? Da, dedicul. A devenit, iată, croitorașul cel viteaz. El a reușit performanța în 3 ani de guvernare să ne schimbe una, două, trei guverne, da? Și să remanieze vreo două. Să fie omniprezent. Adică nu mai avem agendă publică, discutăm despre Liviu Dragnea la nesfârșit. Acum, mie mi se pare foarte interesantă această mișcare a doamnei Firea, însă nu știu dacă este suficientă, pentru că dacă zvonurile sau informațiile care vin pe sursă ne spun că domnia sa ar fi trebuit să rămână sau, mă rog, va rămâne fără sprijinul politic, atunci această demisie din fruntea organizației de București nu prea mai are valoare. Mi se pare interesantă. Are valoare mediatică. Bine, are valoare mediatică, dar a jucat în interiorul exact PSD-ului. Să joace. Da? În interiorul PSD-ului? Ea s-a poziționat foarte bine. Băi, eu merg până la capăt în lupta mea împotriva lui Liviu Dragnea. Dacă Liviu Dragnea, și imediat vă las să comentați, dacă Liviu Dragnea este dispus să riște fotoliul de primar general, da. Atenție, primăria generală e cât 6 județe. Eu nu am spus că nu este o imagine foarte... Înseamnă că, băi, am ajuns în, da. În absolut. Eu nu am spus că nu este o mișcare foarte bună de imagine. Eu am spus doar că s-ar putea să fie insuficientă.
Dar nu putem să neglijăm această demisie a domnului Fifor. Nu știu în ce măsură să aflăm noi adevărul, chiar și pe surse. Pentru că să pleci din fruntea unui minister, să te duci și să spui că lucrezi pentru partid, mi se pare puțin pueril să pleci așa din... Numai dacă te pregătești pentru prezidențiale, unde ești mai mult decât un ministru, unde ești mai mult decât un prim-ministru și atunci, sigur, trebuie să bați țara la picior. Nu știu dacă această informație poate fi... Nu știu, hai, lansăm discuția liberă pe toată această tevatură care nu face altceva decât să abată atenția opiniei publice de la probleme uriașe cu care se confruntă țara. Da, domnule Bocanu, nu vă ascult. Părerea mea este că doamna Firea și-a dat demisia ca să nu fie demisă. Ieri era o știre în toată presa, ieri seara, azi noapte, care spunea că astăzi la CEX doamna Firea va fi demisă. Dar mai mult decât atât, au apărut ieri doi consilieri generali cu o scrisoare deschisă și oamenii ce ziceau? O acuzau pe doamna Firea de tunuri imobiliare. Deci doamna Firea cred că a mirosit că îi se pregătea ceva, știa foarte bine și a zis, mai bine îmi dau eu demisia decât să mă demită, pentru că e mai bine să fii cel care pleacă decât să pleci tu în poziția asta de învins. Dar eu zic așa, că doamna Firea, dacă ar vrea să facă cu adevărat un gest de curaj, ar trebui să-și dea demisia până la capăt, să plece și de la primăria municipiului București. Să plece doamna Firea de la primăria generală, pentru că e un dezastru ce a făcut în municipiul București, sau mai bine zis că n-a făcut nimic. Și ar fi un moment bun așa să se retragă, să se ducă pe la vreo revistă de adunări și așa mai departe. În ceea ce privește pe domnul Dragnea, domnul Dragnea tranșează totul numai pentru interesul personal. Cred că felul în care structurile de putere din Partidul Social Democrat funcționează s-au văzut foarte bine în materialul publicat de Rise Project sâmbătă, nu? A fost un material sau un intro pentru ce urmează să apară zilele astea, bănuiesc. Și acolo i-am văzut pe cei de la Teldrum, împreună cu Marian Oprișan, cu Țuțuianu, cu Dragnea, cum se băteau unii pe alții cu Varga în anumite zone, cum... Nu știți cum e, există un ritual vânătoresc cu dar nu Varga, despre asta e vorba, da, știu, dar nu despre asta e vorba, e vorba de faptul că oamenii acolo se duceau și vânau cu oamenii de la Teldrum. Și pe urmă ieșeau și spuneau, domnule, nu știm despre ce e vorba. Hai să rămânem la cexul acesta, că mergem la dezvăluirile din așa zisa valiză găsită de așa zisul țăran din Teleorman. Tudor Ionescu, cât de disperat, că nu pot să spun altfel, să fii ca om politic, să-ți mazilești probabil crema coroanei din PSD, anume primăria capitalei. Dar nu înțeleg unde se pune problema de o mazilire sau e vorba de o... Păi se pune că discuție... plătești... Păi dacă tu iei Consiliul General primarului capitalei, primar capitală care e la tine la PSD, înseamnă că va fi o luptă continuă. Păi și unde vedeți această luare de Consiliul General? Că eu tocmai... Păi i-a luat un statici, Dragnea, păi i-a luat un statici. Aia de la sectorul 5, iarăși, domn Florea, la fel, despre ce... Eu cred că de la această masă sunt poate cel care cunoaște cel mai bine realitatea Consiliului General, pentru că sunt consilier general și fac parte din această alianță PSD-ALDE la nivelul municipiului București. Proiectele și la ședința trecută, când existau exact aceleași discuții, au trecut fără niciun fel de problemă. Faptul că există consilieri generali care vor să ridice semne de întrebare asupra anumitor teme, perfect, niciun fel de problemă, că nu este totul perfect. Într-adevăr, unde și eu vreau să fiu foarte bine documentat, noi în Consiliul General noi votăm numai asupra oportunității proiectelor, nu asupra legalităților. Deci toate proiectele care ne vin nouă supuse la vot în Consiliul General trec prin toate filtrele de specialitate și ultimul, absolut, cel mai important, cel al legalității. Avizul cu tare și voi votați acolo. Da. Eu înțeleg, deci nu votăm proiecte ilegale, pentru că, bun, și dacă cumva am fi fost induși în eroare, există și posibilitatea aceasta, există întotdeauna instituția prefectului care poate să anuleze aceste hotărâri la sfârșit. Eu vreau să vorbesc despre o mișcare politică, mi se pare sinucigașă, tip kamikaze. Tip kamikaze, da? Riști cea mai mare primărie și mai importantă din România, un post cu foarte multă notorietate și cu, nu știu, cu un buget uriaș, tu PSD-uri ești, după ce ai câștigat 6 sectoare și primăria capitalei pentru prima dată în istorie, riști ca la următoarele alegeri să se aleagă praful de tot ce ai făcut tu în alegerile trecute. De ce? Pentru că vreau eu, Dedi, să o execut pe Firea. Despre asta este vorba aici. Eu n-am auzit de aceste
termen de execuție și nu am auzit, eu personal, poate că greșesc, dar eu personal nu l-am auzit vreodată pe domnul Dragnea să spună că vrea să o exclude pe doamna Firea. Nu, sau că vrea să dea afară. Propune mitralieră, propune oprișoară. Unde sunt de acord cu dumneavoastră și este un lucru pe care l-am spus, începând de la domnul Tăriceanu și noi l-am spus. Este o problemă internă a PSD-ului, e clar că există o tensiune. Sunt două, poate mai multe păreri divergente. Știu, voi nu vă băgați că voi oricum profitați. Dar e normal să nu se bage nimeni. Este o problemă internă pe care trebuie să o tranșeze intern. Noi comentăm ce se vede. O mare tensiune. Deci mie mi se pare că oriunde am fi, că e în România, că este absolut oriunde, ideea de a discuta despre persoane este una care nu ajută foarte mult. Noi întotdeauna e bine să vorbim despre principii și despre ce facem. Domnule Dorinescu, vorbim de primarul general al capitalei care a fost votat deja e un pas, deja e un pas în plus. Nu vorbim despre Firea și Dragnea. Părerea mea este că vorbim despre un primar. Firea și Dragnea vorbim. Andrei Nece, ajută-mă. În sondajul curs dat publicității în acest weekend, în ceea ce privește notorietatea persoanelor politice, Gabriela Firea conduce detașat. Ei bine, pe locul 2 se află Călin Popescu Tăriceanu, ca să râdem. Dragnea, Ponta și ăștia sunt pe undeva 12-13%, Gabriela Firea în sus. Întrebarea mea este următoarea. Cât de harakiri politic faci acum doar să mergi ca un dictator, ceea ce și ești, într-un partid care oricum își devorează liderii până la urmă? Orice dictator are un modus operandi clasic și anume discreționarul. Pentru că nimeni nu poate să identifice o logică, nici măcar politică, în aceste măsuri de astăzi. Fie că vorbim de demisii, pentru că ele sunt niște demisii provocate, fie că vorbim despre excluderi. E o atitudine pe care o apreciez ca fiind sinucigașă. Mai mult, vorbim de o persoană care, în pofida faptului că Bucureștiul nu arată așa cum ne-am dorit, are totuși o anumită notorietate și se pare că și o anumită preferință, un anumit grad de preferință în imaginea alegătorilor. Nu pot să înțeleg, nu pot să-mi explic de ce ar fi luate aceste măsuri, pierzând, cum bine a spus, capitala. Păi capitala este o sursă incredibilă și de votanți. Este o masă foarte mare de populație și de aici s-ar putea extrage. Dar cred eu că explicația... Nu știu, dar cred că dă mai mult de 20% din voturile la nivel național. Gândiți-vă că PSD-ul nu a avut capitala foarte mulți ani. Exact, despre asta vreau să vorbesc. Ceea ce vreau să spun este în felul următor. PSD-ul acum, prin voia lui Dragnea, își dă singur cu ciocanul în rotulă. Asta o dată. Și doi, 3 milioane de bucureșteni, că sunt două și votați și volanții, nu știu ce, 3 milioane de bucureșteni se vor uita la ședințele de Consiliu General când, bă, vrem și noi centură, vrem aia și o să fie dispută politică ca să execute ce? Primarul general, care iată, nu poate fi dat jos de pe fotoliul acesta. Comentăm imediat despre fetele care rămân, Carmen Dan, Lia Olguța Vasilescu, Rovana Plumb și am uitat vreo fată, și Viorica Vasilica Dăncilă. În guvern cu schimbările acestea și aș vrea să vă întreb, poate vă gândiți în pauză, ce o recomandă pe Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Transporturilor? Vocea și talentul său să fie publicitate, reveni. Remanierea era odată la ciorapi, ăia, știi, moartea pasiunii. Bun, am revenit, doamnelor și domnilor, și vorbim despre ceea ce vrea Dragnea să se întâmple în guvernul Viorica Vasilica Dăncilă, căci Viorica a analizat, Dragnea a avizat, baronii au pupat mâna lui șeful pe această cale. Iată, la mea PN vine domnul Leș. Băi, a mai fost. Și pleacă domnul Fivor. Dar unde pleacă domnul Fivor, nu ne spune. El a spus însă o chestie foarte interesantă, că vrea să se întoarcă la partid să pregătească un lucru extrem de important, președinția Consiliului Uniunii Europene. Măi să fie, o fi șef de delegație? Nu știm. Domn Stănescu pe această cale, hopa, schimbat cu domnul Ilhan Laufer, care ar reveni în guvernul PSD. Foarte interesantă această schimbare, dar e la... Aici m-a interesat pe mine. La Lia Olguța Vasilescu, care ne-a scos sperial cu pensia, hai cu pensia, dădea ea pe la România. Pensia, anunț important. Apare domnul Marius Constantin Budăi. E parlamentar de la PSD. Dar Lia Olguța Vasilescu, știți unde se duce Lia Olguța Vasilescu? Domnule, la Ministerul Transporturilor. Domnul Șova nu mai e bun. Adică nu e bun. Și vine cine? Una din cele mai competente doamne, dacă ar exista termen de comparație, din
din PSD, evident după Viorica. Și v-aș întreba, hai să începem cu această schimbare, mi se pare una extrem de importantă. Păi ce o recomandă pe Lia Olguța Vasilescu la transporturi? Hai că la muncă, bine, în afară de manda, la muncă am înțeles. Bă, e acolo, fac aia, bă, de la transporturi. Dar când am stabilit noi că în PSD trebuie să te recomande ceva ca să devii ministru? Hai să stabilim acum. Foarte complicat. Însă, doamna Olguța Vasilescu a fost până acum responsabilă cu dat către votanți, din pix, tot felul de lucruri. În realitate, în economie, aceste lucruri nu sunt deloc adevărate, pentru că a scăzut puterea de cumpărare și orice om care merge la cumpărături, oameni simpli, dar au seama oamenii că poveștile astea din pix nu țin la nesfârșit. Acum, doamna Olguța Vasilescu este responsabilă cu datul către cei care trebuie să susțină PSD la un moment dat. Fie în campanii electorale, fie, eu știu așa, partidul în sine. Eu nu pot să înțeleg. Acest minister al transporturilor poate să fie la fel de bine desființat. Pentru că avem 0 km de autostradă construiți de când a revenit PSD la guvernare, pentru că trenurile din România au întârziere de niște ani, nu știu, într-un an, au întârziere vreo 10 ani și n-a remediat nimeni această problemă. Ba, de curând, CFR se bucura că nu știu câte două vagoane au reușit și ei să renoveze, să nu știu să facă. Deci vă dați seama, acest minister e ca și inexistent. Dar urmează, stați un pic, urmează fondurile acelea de investiții pe care tocmai le-au înființat și toate acele parteneriate public-private. Abia acolo o să fie interesant și asta arată de ce doamna Olguța Vasilescu va fi la transporturi una dintre persoanele de încredere ale adică lui Liviu Dragnea. La bani? Știți cam cum, așa. Știți cum e cu domnul Dedi, cu domnul Dragnea? Domnul Dragnea și-a dovedit că are câteva persoane pe care le poate folosi oriunde, un fel de Jolly Joker. Cine sunt aceste persoane? Lia Olguța Vasilescu, Carmen Dăcât Dan, Tudorel Toader, în mod paradoxal, și mai nou Viorica Vasilica Dăncilă. Păi și Porovana, sigur, am uitat-o, iertați-mă, da? Bun, și atunci, dacă are de rezolvat o problemă sensibilă undeva, ia un Jolly Joker din ăsta și îl pune acolo. E atât de simplu. Mie mi se pare că PSD-ul nu mai are sunt oameni. Păi, nu mai are oameni efectiv cu aceste permutări. Și dumneavoastră vorbeați despre remaniere și despre... Eu zic că e un fel de reeșapare ce se întâmplă aici. Îl vedeți pe domnul Laufer? Laufer care a plecat după un scandal, dacă nu mă înșeală memoria, din guvernul PSD. Cu startup-ul? Cu startup-ul, da. E, acum l-au reeșapat, da, pe domnul Laufer și l-au... Inactivitate ministru. Ca personaj, ca persoană, domnul Laufer e un tip ok, da? Nu știu cât de mult se regăsește în siajul ăsta a PSD-ului, dar văd că e la rezerva de cadre. Sunt întâmplă lucruri interesante. Pe bune, mie mi se pare povestea asta, cel puțin cu Lia Olguța Vasilescu, cel puțin forțată. Ioana Constantin a intuit exact. Autostrăzi România vrea să le facă PSD-ul pe parteneria public-privat, că acolo e loc de furăciune. Da? Despre asta vorbim. Sub titoria cui? Doamnei Lia Olguța Vasilescu, prietena lui Manda, care și-a tras mașină de 100 de și ceva de mii de euro. Bine, doamna Olguța Vasilescu are și o mare calitate de a ne zăpăci de cap. Nu prea înțelegem noi cum e cu informațiile pe care domnia sa ni le tot spune. Însă, revenind un pic la domnul Laufer, domnul Laufer a fost dat afară din guvernul PSD. Așa că nu știu cum vine domnia sa acum sau ce fel de negocieri. Păi bun, ok, da, a fost remaniat pentru incompetență sau pentru necolaborare, exact. Niciun caz pentru necomunicare, da, pentru că ăsta era unul din criterii. Și acum se duce la Ministerul Dezvoltării, dacă povestea este reală, unde banii sunt foarte mulți și unde, de unde banii ajung în țară. Așadar, e foarte interesant la baron, această... La baroni, mă rog, la baroni. La baroni. Așa că e foarte interesant de urmărit ce se întâmplă cu acest domn Laufer, care, iată, a plecat într-un fel și se întoarce victorios. Eu nu pun în sub semnul întrebării profesionalismul domniei sale. Spun doar că ceva nu e regulă acolo la PSD cu această numire. Eu am observat că de fiecare dată că nu se poate explica ceva, politicienii ne spun că a fost o decizie politică. De fapt, decizia politică cred că are la bază un singur criteriu. Capacitatea oamenilor de a urmări linia trasată de partid. De partid sau de conducător, mai bine zis, de conducătorul partidului. Cu cât sunt mai apți în a urmări această linie și a se supune întru totul
directivelor care vin de la conducere, cu atât sunt mai competenți. Pentru că nu ai cum să-i sugerezi că există o persoană care poate conduce două ministere atât de diferite între ele. Transportul și Ministerul Muncii. O să revenim la Ministerul Dezvoltării, dar și la Cultură și la Sport, pentru că acolo se întâmplă două lucruri cu conotații pe mai departe. Aici vorbim de ocrotitorul ministrilor schimbați și să vă spunem că sursele ne transmit în continuare că e ceartă mare, iar Dedi mai este din când în când, mai trage un toc de țigară și vine înapoi. Cam asta se întâmplă acum la CEX-ul PSD. În câteva minute comentăm remanierea, îmi cer scuze. Cu puciștii, deci... Stați că invitații mei vin cu tot felul de vești cu asta. Deci avem așa. Ministerul Culturii. Da, pleacă domnul Ivașcu, un ministru care a avut o misiune extrem de importantă, România Centenar. Pleacă domnul Ivașcu și vine domnul Daniel Breaz. Domnul Ivașcu a fost împins de cine? De Gabriela Firea. Deci l-a executat să trăiți pe această cale. Oricum noi suntem țara cu centenar în 2 ani. Și vine domnul Breaz, ce-l recomandă, e mai Breaz decât Ivașcu. Deci putem să spunem lucrul ăsta. Ceea ce e interesant este că fata lui tata, adică domnșoara Trif de la Ministerul Tineretului și Sportului, unul din cei mai atrăgători miniștri, după părerea mea, mă refer la Facies, este și dânsa... Bran, pardon. Turism. Da, așa, pleacă și ăla. Domnișoara Bran și pleacă. Are un tată oricum. Pleacă, păi da, și are un tată. Și are un tată. Și ce tată are? Adică tata da, la... Doamne Bran e cu Pălincă, lucruri între astea mai interesante. Tata la Pălincă, adică despre... Păi da, dar uite că nu mai e. Acum PSD-ul e cu mici și cu bere. Da, domnul Dragnea e cu micii, mai exact. Bun, da, nu, dar domnul Ivașcu, dincolo de faptul, ok, că e o execuție pe filiera Firea, dar domnul Ivașcu a fost un ministru, o rușine, cât 100 de ani. Sincer, acum e primul ministru din istoria asta care a trecut prin două moțiuni simple, singurul ministru al culturii care chiar nu a venit cu absolut nimic, n-a făcut absolut nimic. E o rușine, vorbim de anul centenar, deci pur și simplu nimic, s-a ascuns undeva, a dispărut cu totul. Sincer, domnul Ivașcu e chiar un accident la Ministerul Întrebarea care se naște, noi vedem deocamdată ceea ce știm despre remanier, da? Și toată lumea ne aruncă în față o ipoteză conform cărea, domnule, noi remanim guvernul ăsta că i-a analizat Viorica cu capacitatea domnului. Și noi cu guvernul ăsta mergem și preluăm președinția Consiliului Uniunii Europene. Păi s-a schimbat tanda cu manda sau nu? Că asta e întrebarea. S-a schimbat, e adevărat, numai că gândiți-vă că sunt totuși acolo niște nume care nu ne surprind că pleacă acasă, cum este domnul Andrușcă. Ni l-am dorit plecați cu adevărat. Deci totul până la domnul Andrușcă, da? Tăcerea lui a fost una surzitoare. Eu nu aș sări peste chestiunea asta cu domnul Ivașcu, care într-adevăr a fost o rușine și care a făcut lucruri sau n-a făcut nimic mai degrabă. Ne așteptam ca în acest an centenar lucrurile să stea altfel la Ministerul Culturii și să avem totuși niște acțiuni, niște... calendar al lui. Exact, nu există nimic. Acum, e foarte important să spunem acest lucru pentru ca cel care îl va înlocui să înțeleagă care sunt așteptările noastre, pentru că atunci când domnul Ivașcu a fost numit la Ministerul Culturii, eu am fost încântată. Alo, sunteți de al meci. Dar dumneavoastră aveți impresia că ăștia la guvern fac ei lucrul cu așteptările noastre. Mi se pare că sunt din România, domnule Botin, și am pretenții de la miniștrii noștri. Trebuie să ieșim. Bun, revenim la 14 oameni buni. Ca să vedeți, în timp ce baba se piaptănă, vorbesc de Liviu Dragnea, scuzați-vă pe această cale, țara arde și arde la propriu. La 14 și comentăm.